Pe Neba găsiți jocuri la cele mai bune prețuri. Accesați linkurile din descriere pentru a vă redirecționa pe site. Pentru persoanele interesate, dau Yang Carpa și Tiger pentru Yang alte servere oficiale și cei care vreți invitație pentru Tiger Ghost mesaj Discord. Pupiu. Ai noroc e sâmbătă noaptea. Opa. Așa. Încă n-am început cu șupulețele, nimica. Un băiat aici a cunoscut magic la 10 ani, vreau 12 și ceva pe piață. Numai de control, vedem ce am vândut. 46 de un, am dat miticul și am mai colectat eu astăzi la zi. Dimineața tot așa am avut un negoț. 26 de un, ceva de genul am colectat. Bun. 46, ăsta îl punem la 12,44. Bun. Și nu mai ne uităm peste restul shop-urilor, Deci ăsta e unul. Ăsta nu e al nostru. Bă, stai ce? cola Asta l-au pus între noastre, fii atent ce băiat, fii atent ce băiat, asta e una, al doilea și ăsta e al treilea, da? De luni, suntem pe ele. măcar o respectați tiparul, frate, deci vezi aici toată lumea respectă tiparul, uite, ia, vezi, flacără economică, pac, 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 pac. Deci cine vrea să se bage aici să facem un gard frumos, nu cu flăcări economice, să facem garduleță. La 48 de oni și 30 de bani, deci 48 și 10, bun. 230 de cufere, hai că, mi-a pus, 200, 230 de cufere argintii. Îs de vară aparent, am crezut că este de iarnă în prima fază, dar se pare că-s de, de vară. Foarte bine, profitul e mai bun decât uh, mă așteptam eu. O calculat băiatul, zis că la 21 caca a venit cu fărul cumpărat de la el. Pe piață e 30 de milioane. 56 de uni 200 de bucăți. Hai să intrăm și pe pols ca să vedem. 26, 29 și hai să vedem la pachet. 30 la 10 on. 100 la 30 de on. Păi am și foarte bine pentru că nu sunt pe pols ca să vină la noi. Deci, bistoși la 24 de oni, 2 șarfe de plus, o piatră lunii, un safir mitic și un jad mitic opac. Colectăm. Pupu, hai că am scris o pupiu. Hai că s-a făcut luni dimineața, este 10 ceas, mergem până la șocolețe de o peste Cred că am ales din două în două. Deci ăsta, ăsta și ăsta se Bun, hai să verificăm cașcavaletul. 22 de on și încă 2 cash aici. Bun. Colectăm. 15 on și încă 3 on cash. Colectăm și aici. Avem 10 on cash. Se pare că o să deschidem ceva cu ferele. Și pe ultimul. Asta nu știu. Avem bani pe el sau? Da, uite. Se pare că este. Să vedem și cât. 15 kk. Ok. Am dat, cred că, una de asta o îngardă. Compas. Salut. Două secunde. Cum pe run song verde? Nu. Cât face bucata? Nu face. Adică nu e scumpă. Adică se aruncă. Ah, n-am băre dacă făceai video și ne spuneai dinainte. Mi-am luat apă. Da. Am dat un on pe bucată. Aoleu. Câte ai luat? Ah. E bine, ai scăpat ieftin. Numai 5 bucăți, e chiar ok. Sunt începător, am crezut că fac bani. Mm. Tocmai a trecut de primul test din Metin 2. Speram că și învață lecția. Face parte din proces, bă, băieți. Am prins un rubin la 4 oni, un diamant la 2 oni și un onyx la 1 Diamantul băgăm la 213. Rubinul la 413 și Onyxul la 107,5. 30 ca profit. Pe poli s dus magazinul, dar n-a rămas numai cu astea, temele astea și 2-3 de alchimie. Așteptăm aici fuziunea, care vine în două zile. Și vedem ce se modifică, ce mai combinăm cu un alta. Arcul. O mers! O mers, arcul, o mers, arcul. Doamne, să Hai! Să fie cu bonus bun. 6-7, ultimul bonus, e pe el, da? Tare împotriva de 15%. Și dacă îl pun pe... Stai un pic, mă. Am eșarfă goală aici. Hai să vedem cât vine pe eșarfă dacă îl pun ăla, da? Bun, că cred că o să schimbăm. Combinație? Nu. Absorție bonusuri. nu. Ba aici. Așa. Bun. Deci băgăm eșarfa. Băgăm arcul. Și ce ne dă? 1% diavol, ok. Asta pe un 12%, da? Căutăm eșarpaia șmecheră. Numai de 23% parcă aveam, dar cred că e pe virguliță. Scoatem bonusul de pe ea. Deci, aici. Asta e de 20. 23%, gata, găsit. Hai să mergem la nu? Să vedem cât de tare se schimbă situația. Da, uite-mă ce bine am început video. Avem monede de tigru aici. 65, nu ne ajunge. Da, o secundă că avem din KC 245 monede de tigru. Asta e chiar pe schimbă la Leina de pe Chirin. Unde e? Un orison, ia să vedem. Bun. A, mai avem și magazin premium, se pare. Nu va bine, după fuziune băgăm shop-ul. Ia să vedem ce zice orisonul ăsta. 2% down EPM, absorbită până la 1. Da, chemare fulger, hai că da. Bun, hai că am luat Escher Luăm un certificat anulare de aici. Și am luat și un FMS plus 7, se pare, cu 38 medie. Cred că l-a făcut plus 9, așa, și vândut. Noi ia să vedem ce bonus noi. ai. Oare la absorție bonus? Ia să vedem. Ok, atunci fac, uite așa. Ah, gata, Omers. Bun, deci 23% absorbită pe eșarpă. Bă, dacă tot am intrat aici, hai să-i dăm cu șarfa asta de 12. A, ah, 23. Nu s-a întâmplat nimic. Bun, deci șarfa de 23. Băgăm arcul. Ajungem la un atac de 92, 138 și 5 medie. 8 medie. 5 medie am zis. 8 medie. Cred că asta e cam idem cu arcul nostru. Numai că de 22% e șarfa. Și are 76 cu 120 cu 8 medie la 50 de oni. Bă, da, e chiar scumpă e șarfa, fii atent. Bun, deci, are fulgeri băgat, să nu uităm să băgăm element, neapărat trebuie să băgăm element pe, pe șarfă. Deci, asta e ca noastră la bonusuri, la 100 de oni. Bun, am înțeles, asta e de 24%, exact la fel ar cu plus, plus 80 de acred, uh, la 120 de oni. 24, 24, 25 și 25. Băi, am înțeles că în care treaba. Deci undeva la vreo 100 de ori ar fi șarfa noastră. Intră și pe post ca să vedem pentru că de mâine știți voi, poi mâine post ca acela server poate să modifică prețul de acolo. Abarnăm. Dar dăm o geană de control și acolo. La 100 de ori cu 7 medie a noastră are 8. 120 de oni Asta e cu putere foc. Bă, sincer să fiu și aș face tot cu putere foc. Pentru că aș bate mult în set de trești. Și atunci aș face strip pentru contul meu. Și de câte văd, mai sunt care au uite cu foc, ca să nu fiu chiar eu singurul, că restul mai pune gheață, mai pune un alta. Dau un ecumetin. Băi, ce frumos ar fi să prindem și ne dau un ecumetin. Bun, deci am înțeles. Undeva pe la 100 de oni plus minus în vârte eșarfa, dar hai să vedem cât e arcul. Că poate vindem arcul. Vindem și șarfa de 23 gală. Și ieșim pe plus și ne cumpărăm eșarfă la fel, știi? Nu mai posibil să fie pont fix ce am zis. Deci fix, fix ce am zis posibil să fie pont. Deci, ia cu 36 medie, atâta cât care 6 metine, e la 130 de ori, frate. 38 medie, are 18 pe gheață, ok. La 140 de ori. Pe serios că în cazul ăsta, vând de șarfa, vând și arcul pe la 100 și ceva de om și ies cu vreo 30-40 de om profit. Dar noi oricum o să ne distrăm puțin cu arcul ăla. Ziceți și voi cam cum ar merita să facem. Posibil să fie rentabil, așa cum am zis. Ia la 39 medie la 110 oni. Și anul ăsta are 37. E ar fi undeva la 30 de oni. Deci numai dacă am ofertă. Deci numai dacă am ofertă, atunci mă combin la... Treaba asta să le vândă, dacă nu băgăm noi pe eșarfă, cred că am tot acolo, ies cum 20-30 de om plus minus pe profit, dar e timpul, știi că stau chiar pe șopa aiurea. Și altfel e când știi că bă, e făcută de tine eșarfa aia, altfel e sentimentul. Bun, hai să mai luăm așa pentru video, să vedem poate chiar o și facem, mai luăm două eșarfe de plus și mai băgăm în eșarfuța aia. Dar vreau să-i dăm un caracter nivel mic, deci găsim un caracter nivel mic pe pe așa, cu ninja nivel 10 chiar avem și o șarfă de 19 pe el Asta era ninja o care a bătut pe atac automat aici bun ce avem? bărnic transformat în nugget șarfa de 23 asta o chestie din 19 una de 15 și încă una de 15 ea. combinație da 23 cu 15 eșuat 23 cu 15. Îmi un caca. Bun, iau, să mai vedem aici. Pac, pac, ok. O mai dăm în jos, o mai punem înapoi. E Hai că mai luăm încă două. Nu, dar chiar nu e rentabil deloc, frate. Adică 4 șarfe pe 10 oni. Adică sunt mii șansele să meargă știi că să scoti banii. Ia. Pac, pac. 23. 23. s mai dus încă 5 luni. Ce vorbiști, frate, colas 23. Ce Am văzut ceva pe carpa aia, să vedem. A, 107, caca. Mai băgăm un orison. Aul, oh, vampir și calmare incizie triplă. Unul încă unul. Obține rezistență la foc pentru 2 secunde în luptă. Nu știu dacă ajută chestia asta. Dacă era gheață, poate, poate. Mai avea vreun farmec, dar așa, nu. Pentru că ai rezistență full de foc și nu te avantajează cu absolut nimic. Hai. Tare animale. 6% bun și mai avem încă un orison de scos. Ultimul, da? Doi metini, așa și las. Gata, tata. Calmare, lovitură întunecată. Bă, frate, am 2 metine pe șarfă. Eu, sănătos nici nu avea rost să prindem mai mult. Acum știu clar că arcul ăsta mere pe păi șarfă, nu mai vând deloc. Avem și un pic de blocare și o critic acolo și avem și un nume Bun, hai să vedem dacă avem... Asta e brațul de nivel 18. Pe Am, să vedem element cât ar trebui să prindem. Deci, dacă avem 23 absorbită pe păi șarfă, dacă prindem un total de 16 ori 1,23... 19, minus 16, 3? Aproape 4, frate, fii atent. Bun, dacă prindem un 18 ori 1,23, 22 minus 18, 4. Bun, bun, dar oricum facem, facem un test. Bun, ia adăugăm și elemente, ia să vedem. O, mers din prima, incredibil. 1% ai de cap. No, că trebuie să aștept până fac cealaltă braz la ID, de capul meu. Deci, o lună de zile încă nu o să-mi arcul. Numai dacă scot cu cineva, probabil cu Zubi. O să scoatem elementul și mai încercăm, pentru că altă variantă nu avem. Chestia e că vreau să băgăm de foc pentru caracterul de nivel micuț, pe care vreau să le echipăm cu alchimia asta. Pentru că, sincer să fiu, cred că m-aș bucura mai mult de un caracter nivel mic, echipat full, cu rubinul ăsta strălucitor, media atac și apărare, decât cu surau de nivel 4 campion, pentru care avem nevoie de timp și momentan nu avem timp. Și bănuiesc că cel mai înalt loc la element o să fie focul pentru el în de 3. Pentru că mai sus de atâta nu cred că o să mergem noi. Și atunci știu că bă, am un caracter pe poli, nivel micuț, echipat full, cum trebuie, am alchimie, am eșarfă, facem rol un FMS, un rip, poate chiar încercăm să-l facem noi. Poate mai vine din 10 ziceți -o un preț estimativ pentru Zodiac asta plus 9, pe de 40 cu 15 pe tare împotriva diavolului pe 6-7. Pentru că dacă vindem, spre exemplu, zodiaca asta, atunci deja ne cumpărăm câteva iteme frumoșele pentru caracterul ăla. În prima fază vreau să-l facem PVM, ulterior o să mai cumpărăm câte o armă PVP, mai punem câte un item pe el, câte un alta. Așa, for fun, cum s-ar zice, mă înțelegi? Ia să vedem totuși câte dăm în acest băiat. N-avem ceva cu semi? Cercei. Aparent nu. Hai că dăm așa, vedem cât dăm în el, activăm alchimia și dăm puțin pe liber, o risipă vreau să-i dau, ia, yeah. 5k, mm. o gheară, 18.000 și un baiatul ăsta cât dăm, mie fii 17.000, dezonorat, fac, n-avem, uh... hai rapid, că nu-mi mare nimeni. Bă, dacă tot să aici așezate astea, zici că ar trebui luate așa, în caz de să mai întâmplă ceva. Așa. Ajung 12 bobe. Ia că ajung. La fix, mă, la fix le-am luat. Pe carpa cumpărăm 10 vochere la 270. De fapt, vedem câte prindem. Bun, chiar l-am luat pe toate. O să punem la 277, adică 7 ca profit. Perfect, o încăput toate. Păi și cei care vreți, uite și băiatul ăsta te la noi, asta să știu că e de nostru. Dacă nu mă înșelare și în nume shop, da. Subscribe la number, bă. hai să facem, hai să facem un gard aici. Da, deci, în primul rând, uite una, două, trei, patru, cinci, șase. Deci, până acum, sunt șase la gard. Șase flăcărdezi, apăstrăm așa distanță și mai mare și mai mică, dar să fie minim, minim distanța asta între ele, da? Deci, dacă poți muta și tu de acolo, îl punem, uite, aici. Și cine mai vrea să facă idem să facem așa un gărduleț Deci dacă facem până la final de an gârduleți din partea aia, De la magazin general Și până la firar în cealaltă parte Bă, suntem top Deci suntem top gândiți, sau nu ce frumos ar fi să facem un așa mare gard Deci chiar ar fi ceva unic pentru Barbutians Cine intră pe server mai ales străin să vadă unde ta oh, mai gardul Nu mai gândiți-vă Cu o flăcări de astea economice De acolo și până acolo și așa, până la jumătatea anului, să zicem că schimbăm. Schimbând din flăcări economice, știi, și punem altceva, punem de alchimie, punem niște grătare, punem, sau punem diversificat, știi, fiecare ce vrea. Dar zic că în primul rând să facem așa cu flăcări de astea economice, Peter nu să menține până acum, 2, 4, 6, dacă mai mută și băiatul, pune aici, ar veni 7 deja. Și deja altfel arată, ia să vedem. Hm? Ce drăguț ar fi. Se vinde la poștă, păi se vinde la poștă. Dacă nu ne trebuie iată, am preț la bilete V2. Deci, așa, că este timp pe poli aici. 1 împărțit la 15. 6 caca biletul. What Easy profit. În pregătire. Ce țeapă mi-a luat. Ce țeapă mi-a luat. O să cumpărăm la 15 caca atunci. Nu, no, le-am făcut 17 milioane. Hai că le facem 20. Nu, oh, dar mai sunt la câte două bucăți la 15 kk Bucata. Hai care nu și pe astea, că sunt destul de ieftine și cam așa arată situația până acum. Gata. Deci 20 kk, după care 25, 25 și 22. Bun, cam astea ar fi cele mai mici prețuri. A, câteva. Pe carpa colectăm patroni, 5 ani. Am dat două vouchere. Și de pe celălalt în shop, ia să vedem ce s-a vândut. Cel mai probabil cutii cu pui, da. 15 oni și încă 2 oni cash de colectat. Avem uh, 10 cash și puiul momentan pe piață este 110. What the fuck, frate, eu la 110 cumpăr o? Cum adică 110? Zic că și puse. Da, mă spuse. Opa! Opa! No, la asta nu mă așteptam să găsesc frumos încă 70 ca profit minim. Bun, băgăm la 118, da? Așa, și să vedem cum arată și Bă, stai, 1, 2, 3, 4, 5. Plus să cum a apărut altul. Mă încurcă, frate, așa am zis că un pic. Dar nu că e fain, frate, e frumos, e frumos. Am făcut și noi o un... comunitatea, comunitatea, nu eu, da? Am zis că noi. Bun, asta e 1. Asta al doilea ce am mai pus cutile cu pui și al treilea... Ăsta hmm. o să luăm, o să scoatem de la tombolă cel mai probabil. Vedem încă unde scoatem. Da, ce să, să facă fuziunea. Că posibil să scoatem chiar pe polsca la prețurile astea. Oare chiar să fie 655? Da. Posibil. 680, 680. Multe frate în prețul ăsta la gheață. Eu de curios, vânt. Vântul n-o dat. N-o dat vânt anul ăsta. 2 won, ia chiar le putem verifica. Da, o spuse mă de băiatul ăla. Bun, atunci le luăm ăstea la 2 won, le punem la 2 won 30$. 34 chiar. Da o secunde că băiatul are multe de la tombolă din câte văd unde e unde shop-ul. atunci vedem clar dacă facem profit frumos de pe el sau sal. Ia bă, minim. Deci minimul gar de asta de atâtea. una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci minim 9 o să facem și noi. Când mergi acolo la poștă să le vezi, frate. Să le vezi că zi-a Bun, ăsta e șopulețul la băiat. A, nu numai de gheață mai are, om. Asta la 33. 10 la 88. Mm, nu, nu prea profit, frate, faci. 10 kk, 20 kk, safir antic pe sticla, am văzut pe stringa. Safir antic cu un on, băgăm și asta la 110. Hai mă, ce rapid sunt băieții, mă. 655 a lui. După care, 6, nu mai puțin profitul 20, 30 ca ca la investiții 6 ani, nu mă bag. Nu mă bag. Bun, și ce concurența mai avea ar fi băiatul ăsta, aici cred că e al Dorin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avem 8 de-a lui. Gărdulețe zic, mai este în un gărdulețe aici de 4, aici încă 4, aici are încă 5 covoare, aici încă 5, aici 3, Mamă, dar pe centru, nebunie e pe centru. Nebun e pe centru, ok. Deci pe centru este mulți băieți. Mai fain îmi place, frate, să fie aranjați acolo. Bun, aici, aici, da, aici chiar avem concurența. Să vedem cât e asta. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avea. 13 avea. Și aici are mereu câteva, dar văd că le-a expirat la băieți. Mai mergem și la cealaltă poartă. Aici nimic. Nici aici. Deci numai acolo. Deci cine vrea, vă rog frumos să respecte normele impuse de franciză, să spui și shop aici și cu flacăr, frate, flacăr economică. Să mută băiatul ăsta de aici. Aici, până la următorul video, poate. Să fie frumos, mă băieți, să fie frumos. Asta nu știu cu ei. Ce zice? Ia să vedem. Ea nostru are? Nu, no, nu prea cred. No, cam atât. Am mai puțină bișniță pentru că astăzi după prima zi în care revenim și investițiile să fac treptat, nu tot o odată cu arculețul Cred că încă mai avem de lucru Dar oricum primul lucru pe care l aștept acum E fuziunea Să vedem ce se întâmplă după fuziune Ce combinații mai facem Dacă facem transfer de server de aici acolo Mutăm, vindem, cumpărăm, scum, vindem Ieftin chestii de astea Noi ne auzim la următorul videoclip, Pe bine v-am papa pa, pa!